Da, într-adevăr, noi am primit o sesizare de la niște părinți al căror copii au prestat activitate la un angajator din zona Romanului. Urmează să verificăm dacă persoanele respective au încheiate contracte individuale de muncă sau cumva se află în niște raporturi de ziliere. În funcție de activitatea pe care o desfășoară, atunci vom stabili dacă sunt respectate condițiile prevăzute de legi viitor din legea 53/2003, codul muncii, sau legea 52/2011 privind ziliere. Se vor verifica modul în care erau respectate condițiile de muncă, timpul de muncă și dacă au fost plătiți pentru munca prestată și condițiile în care au desfășurat activitatea. Ce precizează legea privitor la folosirea muncii acestor elevi, mai ales în condițiile în care există subvenții de la AJOFM? Situația pe care ne privește pe noi ca și instituții, instituția de muncă, noi verificăm modul de derulare a raportului de muncă în cadrul tinerilor până în 18 ani și cei peste 15 ani. Cei care prestează activitate și au 13 ani trebuie să aibă acordul părinților pentru a presta activitate, iar cei între 17 și 18 ani, angajatorul trebuie să, cât și pentru cei de 15, trebuie să respecte anumite condiții privitoare la timpul de muncă, vorbim de 6 ore. Mai mult decât atât, angajatorul nu are posibilitatea legală să pună pe acel tânăr să presteze activitate muncă de noapte, nu are cum să efectueze ore suplimentare peste acele 6 ore. De altfel, beneficiază la concediu de odihnă de 3 zile în plus față de ceilalți salariat, motivat de faptul paralizarea de tânăr până în 18 ani. Din sesizarea trimisă instituției dumneavoastră, ce ar rezulta? Că acel angajator, unul, mai mulți angajatori, ar fi încălcat legea? Deocamdată sesizarea este pe curs. Urmează să verificăm, adică să completăm cele sesizate de către părinți cu privire la derularea activității de către acești tineri și atunci verificând actele și la fața locului, atunci putem să tragem o concluzie și modul în care dacă eventual sunt încălcate dispozițiile legate de codul muncii sau legea 52 privind ziliere. M-am spus, există și probabilitatea ca acei tineri să aibă calitate de ziliere. Urmează să stabilim și să verificăm documentele ca să ne clarificăm situația. Există o conlucrare între dumneavoastră și AJOFM? Deci, pe linia acordării eventualor subvenții sau, eu știu, eventualor convenții încheiate între angajator și AJOFM, Inspectoratul Federal de Muncă nu are nicio obligație legală pentru a verifica cum sunt acordate aceste subvenții și cum sunt încheiate aceste convenții între angajator și cei de la Agenția Județeană ca Forțe de Muncă. Ce sancțiuni riscă angajatorul respectiv? În situația în care se constată că nu sunt respectate condițiile privind timpul de muncă, acordarea drepturilor salariare, dar cu preponderență timpul de muncă, angajatorul este pasiv de sancțiuni contravenționale cuprinse între 1.500 de lei și 3.000 de lei. Mai mult decât atât, legiuitorul a prevăzut în articolul 265 din Codul Muncii o infracțiune și anume vorbim de nerespectare, deci vorbim de răspunderea penală. Și avem articolul 265 alineatul 1, încadrarea în muncă a unui minor cu nerespectarea condițiilor de vârstă sau folosirea acestuia pentru prestarea unor activități cu încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul de muncă, deci când vorbim de regim de muncă, vorbim de timp de muncă, da? Acordarea concediului de odihnă și altele, constituie infracțiuni și se poate pedepsi cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Ați mai întâlnit asemenea situații în... Au fost situații în decursul activității noastre ca și instituții în cazul în care s-au constatat că nu sunt respectate dispozițiile legale privind regimul de muncă al minorilor și presta activitate fără respectarea condițiilor legale de vârstă, da? Și atunci s-a luat măsura întocmirii documentate necesare pentru a fi înaintată către organele de cercetare penală și s-a constatat dacă sunt întrunite elementele constitutive al infracțiunii prevăzute de codul muncii. Asta cum se cheamă? Muncă la gri? La cum se cheamă exploatarea deci, asta copiilor? Deci dacă o persoană respectivă nu are contract individual de muncă, este muncă negru. Și dacă... Și sancțiunea contravențională pentru muncă la negru, actualmente, codul muncii a fost modificat în ordonanță de urgență 53/2017 și începând cu 6 septembrie, angajatorii sunt posibili sancțiuni de 20.000 de lei per salariat. Până acum, sancțiunea era de 10.000 de lei, cuprinsă între 10.000 de lei și 20.000.
De ce credeți că își permit totuși patronii să încalce această lege în modul acesta flagrant? Pentru că sesizarea aceea ați văzut că conține niște aspecte de... Așa ca și practică, să spunem, este vorba ca angajatorul să folosească forța de muncă a anumitor tineri care, să spunem, că au un anumit statut social, dar nevoia sau eu știu, au nevoie și ei de niște bănuți în timpul vacanței școlare, se profită de acest lucru sau de naivitatea anumitor tineri care nu percep și nu înțeleg ce responsabilități au și ca salariați și condițiile în care ar trebui să presteze activitatea, acceptând cu bună dorință să presteze activitate fără un contract de muncă sau fără încheierea unui raport de zilier cu angajatorul, pentru o sumă modică, să eu știu, o sumă promisă de către angajator. Deci ei au fost folosiți, este clar, la aceste nunți, aceste evenimente care au fost atât de des în luna august. Dumneavoastră, care sunt mijloacele dumneavoastră specifice de a depista aceste nereguli sezizate de un părinte, de exemplu? Faceți descinderi noaptea? Ce se întâmplă? Treaba este, situația este următor, că trebuie să respectăm condițiile de lucru stabilite prin legea 108 a noastră pe vine înființarea inspecției muncii în efectuarea controlelor tematice pe verificarea respectării condițiilor legale în domeniul relațiilor de muncă, cât și în domeniul securității sănătății în muncă. Deci, dar dacă nu-i prindeți în flagrant, cum puteți dumneavoastră constata că sezizarea se adeverește? Inspectorul de muncă trebuie să verifice exact în cadrul legal care îi permite legea și mai ales documentele la fața locului și situația de fapt identificată la fața locului. Bun, dar ei de regulă acești copii sunt folosiți noaptea. Cum? Prinde-i orbul, scoate-i ochii. Tematica controlului se fac și se stabilesc conform legislației, deci nu putem să facem să excedăm de la legislație și mai ales timpul de muncă stabilit în regulamentul nostru de funcționare.